Bruscat, intimidat și arestat. Este vorba de Ghenadi Brega, membru Hyde Park, care a declarat sâmbătă greva foamei în semn de protest față de acțiunile poliției. Ghenadi Brega și-a exprimat astfel revolta față de refuzul forțelor de ordine de a-i oferi informații despre locul de detenție a fratelui său, Oleg Brega. Protestul său nu a durat însă prea mult, deoarece poliția a sosit imediat și l-a bruscat în ultimul hal. Ziarist, ziarist. Păi stăm de vorbă, ataca. Dar nu mă filmați. Deoarece stăm de vorbă. Motivul. Arată-mi legea, arată-mi legea care nu-mi permite să filmez. Dar nu, nici eu am listă eu pe tine, De ce nu acceptați să discutăm cu camera? De ce nu acceptați să discutăm cu camera? Nu știu, sunt artist să-i filmez. Nu ești artist, ești în funcție publică. Cine sunteți? Comandant regimentul Lușcu, la vor. O legitimație. O legitimație să văd. Ui, Ghenă. Ghenă, că ați mă fugăriesc că e după tine. De ce faceți lucrul ăsta? De ce faceți lucrul? Protestul meu n-a durat decât jumătate de oră maxim, de la 10 la 10.30, fiindcă au început să dea târcoale tot felul de polițiști, unii în uniforme, alții în civil, până în momentul în care s-au apropiat de mine două persoane în civil, care primul lucru care l-au făcut insistau să nu filmez. Unul dintre ei a spus că e șeful regimentului Scut, dar nu era în uniformă și nu aveam nicio siguranță că vorbesc cu domnul Avornic sau cum s-a prezentat el, a evitat să se legitimeze și cu atât mai mult să-mi spună de ce mi interzice să filmez. Am fost bruscat, după asta s-a dat orden să fiu dus la comisariatul de poliție Buiucani, la comisariat pe la ora 11 tot sâmbătă mi-au fost sechestrate lucrurile, inclusiv camera video. La comisariat am fost ținut 48 de ore sâmbătă, duminică și abia luni dimineața m-au dus în judecată. Am scris o plângere pe care avocatul meu, domnul Josan, a fost și a înregistrat-o la procuratură și până astăzi nu mi-a dat nimeni un răspuns cum sunt penalizați polițiștii care au încălcat legea și care m-au ținut în detenție fără niciun temei legal, deja peste 48 de ore, iar mâine urmează să am procesul de judecată și sunt foarte mari riscurile, fiindcă sunt învinuit de toate relele de pe lume. Orice om, conform legislației naționale, are dreptul să-și exprime opinie, inclusiv printr-o manifestație publică. Pentru o manifestație efectuată de o singură persoană, nu este nevoie de niciun permis, de nicio autorizație. În cazul în care a fost abordat fără nicio explicație și în care a fost lovit, bruscat, fără a-i aduce careva explicație, este o încălcare legislației.